fiindcă ceea ce numim A-Hall, uh, cu toți îl recunoaștem din, din, viața de zi cu zi. Și uh, nu e nimic mai neplăcut decât să ai de-a face cu astfel de oameni într-un context de business, uh, oamenii cărora tu le-ai acordat încredere și care ți-au înșelat -o și care se poartă urât cu alții și uh, poate se poartă urât și cu investitorii. Am auzit din piață de diferite personaje care și-au creat o astfel de faimă. Am auzit de personaje care s-au comportat atât de urât încât primii investitori au și părăsit compania. Din nou, trebuie să fim braliști. În lumea asta sunt tot felul de oameni. Unii mai civilizați, decenți, de onoare, alții mai Ideale Ideal este să-i ocolești pe ăștia dacă reușesc să te păcălească, să pozeze niște oameni de cinci, dar de niște e mai târziu, na, va trebui cumva să pleci de acolo. Speranța mea este că noi la Early Games suntem niște oameni suficient de maturi și cu multă experiență de viață încât ne prindem de calitatea umană a fondatorilor. Și pot să mă laud că avem, un, avem o selecție de startup-uri și un grup de oameni, fondatorii companiilor din portofoliul nostru, care sunt absolut extraordinari. Adică cea mai mare parte dintre ei sunt mult mai deștepți decât noi, și mult mai onorabili decât noi, și oameni cu care ți e drag să lucrezi. Și, din perspectiva mea, cred că ne facem noi nouă viața mai ușoară, având această, această regulă în fond. Fiindcă, cu un startup lucrezi niște ani, nu investești azi și ieși mâine din, din compania respectivă. Deci, niște ani de zile, ești în bordul acelui startup, te întâlnești cu oamenii aceia, dacă nu săptămânal, oricum lunar trebuie să ai o relație decentă și o relație bazată pe respect și pe, cum să zic, poate chiar admirație. Dacă nu poți, atunci, ce să spun, n-aș vrea să fiu în pielea unui investitor care e nevoit să suporte a bunch of business-ului de zi cu zi.